Programul Muzeului Satului Bucovinean din Suceava va fi prelungit de Ziua Eroilor. Biserica Monument din Vama, amplasată în incinta Muzeului Satului, își serbează hramul, ocazie cu care va avea loc o slujbă oficiată de un sobor de preoți, în frunte cu preotul paroh Gheorghe Moroșanu. Începând cu ora 15, pe scena amplasată la intrarea muzeu, este organizat și un spectacol folcloric susținut de interpreți de muzică populară cunoscuți, printre care Dana Dăncilă, Ionuț Motrici, Constantina Todiresei, Petronela Petruneac și ansamblu folcloric Dor din Verești. Vai de mine și n-a casă, mulți păcate de tras, tot la vorbă și tai pas, da o treacuță o adias. Bărbatul-i flamând acasă și nici eu nu stari trează, vreau înțele le-am vândut și la crâșmă le-am baut. Cei care doresc să participe la acest spectacol vor trebui să plătească numai biletul de intrare, în valoare de 6 lei pentru adulți, 3 lei pentru pensionari și 1,5 lei pentru elevi. Pe data de 18 mai, de Ziua Internațională a Muzeelor, intrarea la toate muzeele din cadrul Complexului Muzeal Bucovina va fi liberă.